Andronic de startul războiului cu Covesi, după acuzațiile subliniere Feidna, doamna Covesi poate fi, eventual, mincinoasă. Jurnalistul Dan Andronic iese la ramp cu o replică furibund, după ce Laura Codruca Covesi a spus că dezvăluirile făcute recent de Sebastian Ghic subliniere IVZ sunt minciuni incalificabile. Mi se pare o subliniere orne la locul ei pentru ce nu aduce nicio dovadă sublinierei nu poate să mă acuze sublinierei pe mine de minciuni, pentru ce eu am relatat ce spunea domnul Ghic. Eventual doamna Covesi poate fi mincinoasă sublinierei Sebastian Ghic, pentru ce povestea are două capete. Dacă nu atreai ti doar cu ap sublinierei aer, e greu de explicat cum sublinierei punct a cumprat o masă sublinierei de 15.000 de euro. Nu e o sumă mare, dar trebuie raportat la veniturile dânsei. A subliniere tept se vede dacă apare o nume tu sublinierea Tamara. Orice sumă pe care o prime subliniere ti trebuie trecut în declarația de avere. Punct. Orice modificare a situației financiare sau a patrimoniului trebuie menționat. Deocamdată există indicii temeinice care ne duc într-o anumită subliniere spre o anumită concluzie. Punct. Acum, nu pot să ne plac numai anumiți denuntori. În mod normal nu ar trebui să meargă sublinierea, a declarat Dan Andronic la Antena 3. Replica lui Dan Andronic vine după ce Feidna a declarat, într-un răspuns pentru Antena 3, faptul ce am primit bani de la Sebastian Ghic este o minciună incalificabilă, prin urmare, în mod categoric, voi urma ceile legale.